Mai mult decât atât, mi se pare un pic inadmisibil ca un medic care are cel puțin 100 de milioane pe lună vechi, 10.000 de lei, că n-am văzut medic să aibă mai puțin de atât, poate rezidenții, să iasă în stradă să solicite mărirea de salarii. Da. Când românii trăiesc vai de mama lor cu 1.500 de lei pe lună, 1.200, pensii de 800 de lei și așa mai departe. Mi-ar fi plăcut să vă văd, dragi cadre medicale, că ieșiți în stradă pentru faptul că nu vi se dau medicamente și tratamente în spitale să salvați oamenii de așa zisul COVID. Mi-ar fi plăcut să vă văd în stradă urlând efectiv că sunteți puși să omorâți cu sânge rece oamenii intubați la ATI. Mi-ar fi plăcut să ieșiți în stradă să urlați efectiv că țineți bolnavi de pneumonie cu ferestrele larg deschise și îi omorâți de vii. Mi-ar fi plăcut să vă văd ieșind în stradă protestând pentru faptul că nu sunteți lăsați să tratați bolnavii cronici. Rușine vouă că ați ieșit pentru măriri de salariu. Și cumva timpurile acestea se vor întoarce împotriva voastră. Iar polițiștii, cei adevărați, care n-ați făcut niciun rău poporului român, aveți tot dreptul să cereți salarii. Dar voi ceilalți, care și jandarmii, care ați încătușat oamenii și i-ați bătut pe străzi pentru o mască, voi cei care ne-ați amendat pe toți cu amenzi inimaginabile, mai ales în perioada stării de urgență, dar și în starea de alertă, eu cred că am depășit 100 și ceva de amenzi. Deci am peste 1 miliard și ceva de lei de dat la amenzi. A trebuit să mă împrumut acum să pot să plătesc tot ca să nu mă execut, să nu mă execute silit pe casă și pe ce mai am. Deci, deși astea sunt contestate, atenție! Deci voi toți ăștia care ați făcut aceste fapte reprobabile și ați îndrăznit să ieșiți, dacă e vreunul de acolo care a îndrăznit să iasă, deși a făcut aceste fapte abominabile, să vă fie rușine și sper să vă dea Dumnezeu să nu mai aveți un leu, ca să înțelegeți ce ați făcut poporului român, cum i-ați lăsat fără mâncare, cum le-ați lăsat copiii fără mâncare. Și veți plăti toți, absolut toți, pentru polițiștii și jandarmii, care ați fost oameni, că sunteți foarte mulți, care ați luptat inclusiv împotriva propriilor voștri șefi, pentru cei care n-ați vrut să purtați mască, pentru cei care ne-ați apărat pe noi, care am manifestat și pentru voi toată stima și onoarea, pentru medicii, că sunt foarte multe spitale în care n-a murit un om de COVID, care au tratat și sunt medici care împotriva dictaturii acestea au primit inclusiv bolnavii cronici. Toată stima pentru voi și ar trebui să fiți plătiți cu 500 de milioane pe lună. Pentru voi toată stima și onoarea că sunteți destui și bravo vouă că există spitale în care încă mai există omenie, empatie, umanitate și jurământul lui Hipocrat. Pentru ceilalți, atenție, că de Crăciun Dumnezeu dă fiecăruia ceea ce merită.